Un bărbat din Novaci a fost reținut după ce a fost prins conducând băut. Conducătorul auto a avut o concentrație de 0,77 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Rezultatul testului l-a trimis direct în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. La data de 18 ianuarie anul curent, polițiști din cadrul secției 9 Poliție Rurală Novaci au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 39 de ani din orașul Novaci, bănuit de săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. Din cercetările efectuate de polițiști are și faptul că la data de 15 ianuarie anul curent, bărbatul ar fi condus un autotuneș pe strada Primăverii din comuna Săcelui, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,77 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul prins băut la volan riscă să ajungă în spatele gratiilor pentru următorii ani, conducerea sub influența alcoolului fiind infracțiune și pedepsindu-se cu închisoarea.